Bună, prieteni! Bine v-am găsit într-un nou vlog. Ce o să facem în vlogul ăsta? Ia să vedeți ce o să facem. În vlogul ăsta am să fac o curățenie în casă. Am să le dau și la copiii aici, să mai fac și ei ca să-i țin ocupați, dar momentan mă apuc eu. Este dimineață. Și am să vă arăt în videoul acesta produse noi de la gama Shogun, din gama Bril Home. Eu v-am mai arătat că am folosit ăsta Bril WC. Nu o să fie că vreau să vă vând neapărat. Eu asta fac astăzi și vreau să vă arăt, sigur o să vă... Eu sunt sigur că o să vă placă, dar nu mă aștept să veniți neapărat după. Desigur vreau să vă ajut, dacă vreți după să veniți să vă ajut cu un produs, să comandați, pentru că eu știu că o să vă ușureze viața, pentru că mie o să-mi ușureze, o să vedeți ce rapid o să fac curățenia asta și o să se mențină curățenia asta foarte mult, pentru că produsele chiar sunt foarte bune. Eu nu o zic pentru că vreau să o zic, pentru că știu. Am să vă arăt ce am în casă. Nu am foarte multe produse Bril Home, pentru că, după cum știți, noi ne-am mutat de recent și nu am avut cum să îmi comand încă multe, pentru că am avut altele pe cap. Am să placez o comandă zilele acestea, așa că dacă vreți să comandați ceva pe România, vă convine să comandați prin mine, să-mi scrieți și să vă trimit eu sau chiar și pe Anglia, pentru că am să placez și o comandă pe Anglia, să vă ajut. Așa nu plătiți exagerat la expediere, ne ocupăm noi cu expedierea și asta vreau să vă zic în videoul acesta. O să mai fie și părți cu poate ce mai facem, ce mai mâncăm. Dar cred că în mod oficial asta o să fie un fel de clean with us, pentru că chiar avem nevoie de curățenie. Adică n-am făcut o curățenie generală când ne-am mutat în casă. Slavă Domnului, casa era curată, acceptabilă, în sensul că nu are nevoie de... Puteam să trăim în ea, în sensul. Am făcut așa unde era nevoie superficial, dar are nevoie de atenție în diferitele locuri, așa că da, mă apuc. Eu am un saver dish pentru mașina de spălat vasele, dar nu am nevoie să-l folosesc, dar vreau să vi-l arăt pentru că asta este un produs pe care îl avem. Eu folosesc constant la menținerea mașinii de spălat vasele și să știți, chiar dacă voi nu vedeți foarte multe mizerii, în sub toate chestiile alea din mașina de spălat vasele se adună foarte multă grăsimi și mizerii, reziduri de mâncare, reziduri de săpun. Și este nevoie să faceți o menținere a mașinii de spălat vasele dacă vreți să vă spălați vasele cu apă curată și nu cu mizerie. Pentru că voi nu vedeți ce este de sub tabla aia. Așa că ăsta este produsul nou de la gama Bril Home pe care îl avem. Nu știu cum miroase, am să-l desfac pentru că oricum e al meu acesta. Nu trebuie să-l folosesc acum pentru că noi abia ne-am curățit. Mai nu știu să vă zic ce miros are. Cel vechi avea un miros de migdale. Ăsta are un miros de citrice, aș spune. Ceea ce este foarte plăcut. Scoate bacteriile, mirosurile urâte, mucegaiurile și îți curăță perfect totul în mașina de spălat vasele. Da, ăsta am să-l folosesc probabil pe la sfârșit de lună, pentru că momentan nu am nevoie, pentru că noi abia ne-am făcut curățirea la mașina de spălat vasele când am plecat din Anglia. Și Saver Wash, ăsta este pentru mașina de spălat vasele, rufele. Tot așa, noi regulat folosim și chiar vedem, pentru că tot așa, noi nu vedem ce se adună în spatele cuvei de la mașina de spălat, în spatele tot mecanismul. Noi vedem doar superficial și se adună calcar, reziduri de săpun, tot așa. Foarte multe mizerii și mucegaiul, pentru că e un loc închis acolo. Și ăsta este... Vai, deci ăsta miroase... Mamă, deși dau și la dreapta. Ăsta e incredibil. Wow, ce-a spălat mașina, spălat rufele. Da, acum nu trebuie să fac, pentru că la mașina de spălat rufele când am venit, nu aveam încă ăsta, pentru că ăsta abia-l comandasem și aveam unul din gama veche, care nu mai este acum, pentru că s-a făcut tranziția la gama Bril Home, care au o formulare mult mai bună și sunt diferite și la formulare, dar la cum acționează mult mai bine și mirosul este diferit la majoritatea, din câte știu eu. Dar ăsta miroase și mai fain. Abia aștept să-l folosesc.
Odată pe, la întreținere, odată pe lună, nu trebuie să-l pui tot, neapărat, să știți. Dacă îți faceți prima dată, dar ar fi ideal să-l puneți tot și să faceți un ciclu din ăla mai lung, așa, de spălare a mașinei. Dar la menținere, odată pe lună, așa, nu știu, 100 de mililitri sau un din ăsta, nu am idee, depinde cât de des spălați și voi mașina de spălat vasele, rufele și vasele. Să vedem ce mai am aici. Am un Shiny Fridge. Ăsta este un produs pentru dezinfectat și igienizat frigiderul. Nu mai bine pentru că nu am făcut asta. Scoate și mirosurile. Și ăsta este ce am să folosesc azi. Ăsta. Să-i pun un căpăcel. Așa. Deci ăsta am să-l folosesc pentru frigider. Este pentru curățat frigiderul și igienizat frigiderul. Cel puțin o dată pe săptămână trebuie să dăm două spray-uri ca să ne curățim frigiderul, mai ales când vin cumpărăturile, pentru că se adună mereu mâncare și chestii. Dar din când în când mai trebuie și mai profund și ăsta este bun pentru amândouă lucrurile. Așa, căpăcelul ăsta nu mai trebuie. Eu încerc să vă arăt doar ce am din gama nouă. Am un Brill Grill aici. Brill Grill-ul este un produs pentru arsuri de ulei, de mâncare, tot felul de mizerii de genul acesta. Și se folosește pentru cuptoare, pentru tigăi, pentru aragazul ars, pentru diferite suprafețe care necesită un produs așa care să curățe complet acea mizerie. Am să curăț un pic cuptorul. Cuptorul nostru, slav Domnului, este curat. Nu este foarte murdar, dar are unele locuri unde trebuie făcut o curățire. Și cuptorul nostru de microunde nu l-am mai curățat când am plecat. Și ăsta este un produs care e bun și pe rece, să dai un pic în cuptor. Și leși un pic să acționeze și apoi îl ștergi. Nu trebuie să stai să freci exagerat. De asta sunt produse profesionale, de aia sunt produse bune, pentru că tocmai ne ajută să nu stăm acolo, să pierdem toată ziua. Deci bine că l-am, că mă bucur că chiar nu știam ce produse mai am. Un Brill Glass, ăsta îl folosesc mereu. Eu ăsta Brill Glass îl folosesc de când a ieșit și ia uitați-vă aici că mi se termină. Și am să-l vărs pe ăsta vechi în ăsta nou. Ăsta este pentru geamuri. Are un miros așa de interesant și de plăcut. Da, el iau de câini. Vârciu mai rămas aici și îl folosesc. Ăsta este un produs pentru geamuri, suprafețe lucide, care sunt cu luciu pe ele. Dacă vrei să-ți dai așa un pic un luciu pe anumite electrodomestice care au luciu, de exemplu, noi avem și frigiderul. O să vă arăt după, o să vedeți mai multe chestii din casa noastră astăzi. Avem frigiderul care are o ușă așa mată, neagră, dar nu e mată de fapt, este foarte lucidă, are luciu pe ea și ai nevoie mereu de un produs care rapid să-ți curățe. Și ăsta este. Avem și vitrine pe aici, pe la bucătărie, pe care o să fie nevoie să le curățim. Desigur, dacă este mizerie, va trebui întâi să ștergi mizeria cu o cârpă udă, pentru că eu nu dau cu Brill Glass și apoi învârt toată mizeria pe geam acolo. Întâi trebuie să o șterg și apoi după ăsta îl dau ca să rămână curat. Se menține curățenia mult mai mult. Eu mi-aduc aminte și în Anglia, țin minte că când îmi curățam la geamuri, se menținea curățenia mult mai bine pe geamuri, nu mai se depunea așa praful ăla de la cărămizile de la casă. Are un strat anti-amprentă. Asta înseamnă că dacă pui mâna acolo, nu-ți rămâne amprenta de pe deget. Normal că dacă pun mâna acolo pe geam și eu am mânuțe de copil, poate și am mâncat mâncare și am mizerie pe mâncare, o să rămân, că nu-i magie, da? Dar dacă pun mâna normală, așa, a mea pe geam, am să vă arăt și pe oglindă, nu o să rămână amprenta, da? O mână într-un caz normal. Un om care de obicei se spală și că se duce la baie pe mâini, ok? Mai avem și Brill WC-ul, care v-am arătat. Eu Brill WC-ul deja v-am arătat într-un video, dar am să văd dacă mai am anumite locuri unde trebuie să-l folosesc. Nu știu momentan dacă am, pentru că nu am exagerat de mult calcar în casă. Am un Brill Total. Ăsta este produsul pe care îl folosesc
zile, să zicem așa. Acum, în ultima perioadă, în ultimele zile, nu prea l-am folosit, deoarece nu mă simt eu, nu m-am simțit eu să fac eu niște curățenii. Dar ăsta este produsul care seara, poate după ce copiii s-au culcat, dau un spray pe masă și am șters. Igienizează, lasă așa un strat antipraf, chiar și pe blatul la bucătărie, un miros plăcut de curățenie. Și este plăcut. O să mai cumpăr două din astea și am să le las și în băi. Mai știu fete de la mine care fac așa și spreiază zilnic cu acesta pe colacul la toaletă, șterg un pic de hârtie igienică și au igienizat colacul de la toaletă. Pentru că nu stai acum zilnic să speli, să freci acolo la WC, dar igienizează exact acel loc care tu oricum îl folosești des. Ăsta e produs care noi l-am folosit foarte des, îl folosim și foarte frecvent în perioadele când suntem bolnavi. Dacă avem un virus sau suntem răciți sau ceva de genul, ăsta e produsul pe care îl spreiem pe o lavetă așa mai mult să fie impregnată și trimit copiii să șteargă toate mânerile la uși și locurile pe unde atingem cu mâna pentru ca să dezinfectăm. Nu trebuie să ne dezinfectăm acum non-stop, că dacă nu am bea ăsta și nu ne-ar face bine, dar ce vreau să zic este că este un produs care îl folosim foarte, foarte frecvent. Mai am aici un bril gris. Sincer, îi amestecat un pic între bril gris și degreaser, pentru că așa am avut. Ăsta este un degresant, este foarte bun. Bril grisul, care este noua ieșire în șogan și înlocuiește degreaserul, are miros de lămâie. Și e mult mai plăcut decât degreaserul la miros, pentru că degreaserul mirosea pur și simplu a un degresant puternic industrial. Ăsta are un miros de lămâie, rămâne un pic mai plăcut, așa zice, mai fresh după aceea. Curăță foarte bine, am de curățit ceva chestii, am de curățit cred că și niște papuci, am de curățit și anumite lucruri, blocuri prin bucătărie. Atenție mare dacă aveți bucătărie la bucătărie care e mai mată, trebuie să încercați întâi cu o cârpă. Pentru că, de exemplu, la mine am încercat într-un loc și știu lucrul ăsta, că este un produs puternic, da? Deci la unele materiale mai sensibile le va lua din luciu, nu la toate. Dacă este, de exemplu, la frigider, nu mi-ar lua pentru materialul ăla de luciu, dar la tipul de pal care este sau lemn care este la bucătăria mea, i-ar lua un pic din luciu. Așa că eu ăsta pe mobila de la bucătărie îl folosesc un pic mai diluat. Îl pun într-un văsuleț cu un pic de apă, spreiez un pic pe cârpă, după ce cârpa o iau udă de acolo și șterg. Dar o să vedeți. Sper să reușesc, nu știu dacă le fac toate doar eu. Asta este planul meu astăzi. În fine. Și să vedem ce mai am. Următorul lucru pe care îl am și l-aș folosi, am să-l folosesc la baia de la etajul 1, pentru că acolo nu am folosit, n-am avut cum. Mai fi închis și greșit ăsta. Este Turbo Drain. Turbo Drain este pentru curățarea canalizărilor, desfundarea lor, menținerea lor. Și dacă te muți într-o casă nouă, e bine să-ți faci măcar la început așa, pentru că îți arde toată mizeria care a rămas pe conductă de la locatarii dinainte, părul ce a rămas acolo, toate mizeriile și tot ce rămâne în canalizare. Săpunul vechi și așa mai departe, totul. Topește toate acele chestii, dar nu stopește țăvile, să știți. Foarte important de folosit după instrucțiuni, ca și orice alt produs. Așa că am să vă arăt și asta, pentru că asta nu ia mult, asta sigur îl fac. Îl fac la etajul 2, am să fac la ghiuvetă și la cadă, pentru că acolo n-am făcut și știu și eu că am făcut. O curățenie la etajul 1, da, Adrian mă conectează. Să știu că am făcut și că am terminat și acolo, pentru că chiar vreau să fac și asta. Și cred că astea sunt produsele pe care le am din gama Bril Home, momentan. Mai sunt, este o gamă mult mai mare și îmi trebuie, ce este drept. Eu credeam că mi le-am comandat, dar din păcate nu mi-am comandat toate produsele, am știut eu în mod greșit. Dar am să mi le comand, așa că dacă voi vedeți videoul acesta și vreți și voi să încercați unele produse pe care ați văzut că eu le-am încercat aici, nu ezitați să îmi scrieți, pentru că eu chiar tocmai pun o comandă, am pun pe stoc să am câte 2-3 bucăți, cred, din unele produse, dar nu pot să vă promit că o să le mai găsiți, așa că mai bine mi le scrieți să îmi comandați în avans, pentru că de obicei la mine clienții mei vin când văd. Știu, este o încredere până la urma urmei, voi vedeți că vă arăt, adică nici nu vă le bag pe gât, nu mă duc la voi în casă să vă oblig să cumpărați cea unul meu de nu știu ce. Eu vă arăt cum am făcut eu curățenii cu ele, dacă voi vedeți că aveți și voi problema aia și chiar aveți nevoie să rezolvați și vedeți cât mi-a luat și într-o zi eu reușesc să-mi
fac casa lună cu produsele astea fără să chem o firmă de curățenie profesională sau să-mi rup spatele, pentru că chiar sunt produse care te ajută foarte mult în aceasta, atunci merită. Eu așa cred. Dar acum fiecare trebuie să vadă. Fiecare vede și decide pentru sine. Am să vă arăt după și produsele pe care le folosesc la spălat hainele, pentru că eu tot de la marca Bril Home le folosesc. Sunt foarte mulțumită de ele. Nu am să mă întorc la altceva. Și asta nu este pentru faptul că eu le reprezint, ci este pentru faptul că chiar îmi plac produsele lor. Și am să vă arăt și aceasta. Și da, hai să mă apuc că avem multă treabă, asta o să fie un video mai lunguț, am să-l las exact atât de lung cât o să-mi iasă. O să fie mult fast forward pe aici, pe acolo, sper, dacă reușesc să vă fac și un voice-over, asta ar fi idealul. Dar am să vă țin, mă apuc și hai să avem spor. Apoi am să termin că eu am să-mi fac un duș de seară, dar aia o să fie partea mea, nu o să o împărtășesc cu voi. Dar sigur o să fiu transpirat un pic la final de zi după asta treabă și ne vedem pe parcurs. Prieteni, o să folosim Turbo Drain, ăsta l-am mai folosit, curăță tubulaturile, le și desfundă, eu nu am tubulaturi înfundate, dar am să vă arăt cam cum curge apa aici, ca să vă faci cu idei. Se duce apa, casa e destul de nouă, nu am probleme, nu mi se înfundă, nu să mi se acumule. Ăsta e un produs profesional, trebuie făcută foarte mare atenție. Nu luați ăsta și-l vărsați după capul vostru și faceți pe voi. Trebuie să aveți instrucțiunile. Cumpărați de la reprezentanți, dacă vreți, cumpărați de la mine. Oricum toată lumea vinde la fel. Trebuie folosit după instrucțiuni, pentru că e foarte periculos dacă nu folosiți după instrucțiuni. Este un produs profesional, trebuie să țineți minte. Face treabă, dar trebuie folosit cum trebuie. Normal se pune un capac. Eu am să pun un picuț mai mult, pentru că este și cadă, oricum nu stau aici, a plecat la cadă. Am să... Vină mai așa ca să mă dă. Am să pun aici. Cu puțin mai mult am pus, să știți. N-am pus foarte mult. Mai am o grămadă înăuntru. Și acum pun apă din pietră. Wow. Am curățit tubulaturile perfect. Ați văzut și voi. La noi, slav Domnului, casa e destul de nouă și nu au stat foarte mulți înainte aici. Adrian se duce mai umple un kettle și când se încălzește vine și facem și piveta și vă arăt. Dar ați văzut și voi. Și nu știți ce tot fel de mizerii se ascund. Acum arată complet alb acolo. Deci eu mă uit. După folosirea la Turbo Drain, vă trebuie un smell away, teoretic, dar sau spălați produsul de baie. Dar dacă vreți după să luați și mirosurile de pe tubulaturi, că asta are miros așa de ars, pentru că trebuie să curățe, doamne, adică până la urmă urmei n-a să miroasa parfumel de 007, da? Puteți să folosiți Smell Away, pus în țev și lăsat peste noapte ca să ia toate mirosurile sau când spălați oricum baia, o să vedeți. Eu, din păcate, nu am Brill Bath, dar vă știți că am mai folosit în casa veche Brill Bath, îmi place mult mai mult Brill Bath decât Banio Lux, dar am să folosesc după Banio Lux la baie.
Și o să rămână un miros foarte plăcut pentru cum erau românii. Bun, îl trimit pe Adrian să-mi pună apă în kettle. Eu mă apuc să fac la copii, să termin la noi în cameră acum curățenia și apoi vă arătăm și ghiveta de aici și continuăm curățenia. Să curăț aici. Am vrut să scot asta, dar nu se scoate aici. Se fletează. Nu e ca la alea noastră, nu știu de ce. Am încercat și la ăla de jos, știu că n-a reușit. Păcat că aș putea să-l curăț. A reușit bine. Mau, înseamnă că n-a reușit. În fine, aici e murdar. Am să dau cu... Ia, dă. Dă să vezi. Fă și eu o foto clară. În timp ce filmez, poți faci, dar dă-te ca să nu fie întuneric. Ține-l așa. Ok, hai că punem și aici. Topească. Atunci dă-te un pic mai așa, dar vezi să prinzi bine, așa, să fie focusat bine acolo. Așa. Să dau la o parte pentru că văd că e foarte multă mizerie acolo, deci aici o să iasă un... Și am să dau de aici. Se vede, nu se vede mai negru. Numai că acum am descoperit că sunt acolo, uite, am găsit trei clame care nu se vedeau înainte, că era negru. Asta așa? Era negru înăuntru și acum s-a curățit și avem trei clame acolo care o să le scoatem cu ceva, cu niște... Avem niște pensete de baran chestia cu unghiere. Da. Ăsta să-l aruncăm la finalea. Să le scoatem, dacă tot am făcut, n-are rost să lăsăm așa. În fine, s-a curățit foarte bine. Am să termin camera și apoi am să fac o pauză mică și apoi vin și termin aici la baie, dacă tu doar ai să-mi scoți clămițele alea, pentru că alea o să adune mizerie. Dar uite, nu se vedea roșul de la garnitură, acum se vede înăuntru. Deci s-a curățit complet. Bun, hai să continuăm. Vă rog, nu v-am arătat la început că era mai dezastru. În fine, așa se arată, se prezintă situația aici, în dulapul ăsta, în camera la Emma și la Jaden.
Și așa se prezintă și aici. Și apoi am să vă arăt un after, dar vă mai arăt și cum se prezintă situația aici, pentru că am să facem și aici astăzi. Așa se prezintă aici, trebuie să luăm tablourile. Astăzi punem tablourile. Că trebuie să mai rezolvăm câte una alta și măcar așa rezolvăm pe aici. Așa se prezintă și aici situația, foarte gravă. Am deși pus hainele, interesant. Am tu le-ai pus toate, în fine. Situația la Emma, trebuie să găsesc și eu situația aici mai așa. Și aici avem foarte mult Lego și loc să le mai punem haine de ale lor. Este un păcat că-i pus așa în sus, pentru că noi aici sus, sincer, nu am să pun haine de lor, dar cred că aici am să punem gecele. Am să desfacem punga cu geci și am să le punem aici. Am să-i dau lui Andy mai încolo să facă. În fine, așa se prezintă situația. Așa mă prezint eu după ceva, multă treabă deja. Mă pun acum să mai termin un pic în dulap și apoi mă întind un pic și mă apuc să editez pentru astăzi. Și apoi am să mă duc jos și am să pun la fiert supele. Da, astăzi facem multă, multă treabă, cât pot eu. Când văd că am nevoie să mă odihnesc, mă opresc. Trebuie să mai gândesc tablourile unde le pun, dar le găsesc eu loc, nu-i problemă. Pentru că astea o să ne facă să ne simțim casa ca noastră. Camera este gata, am să vă arăt acum. Situația la noi în dormitor arată ok, mai am depus câteva chestii, am pus și acolo pe perete și am pus și acolo, acolo o să urmeze ceva, un fel de fotoliu mic cândva, pentru că să pot să mai stau eu să mai lucrez și o măsuță mică. Da, mă duc să mai termin, pentru că chiar vreau să facem astăzi, că azi vine și mobila lui Andy de la Ikea. Și, de fapt, cred că video-ul ăsta o să fie împărțit în două, pentru că o să fie așa de lung, încât chiar nu avem altfel cum. Alesa lui Eli, las-le acolo. Yes, I know. Și facem încet cu încetul treburile. Bun, hai că încet cu încetul le facem noi. Ia uitați ce am găsit, că făceam ordine prin cameră la copii și am găsit trusa cu... Stai să pun telefonul. Am găsit trusa cu ruburi și cuie, dar astea micuțe nu știu ce au, sunt ruginite. Și am zis așa, dar tot avem produse de mașugan, le pun aici în punguța asta, uite așa. Și știi ce am să fac? Să pun brilul WC, pentru că brilul WC ăsta este un produs pentru, și pentru rugină, și pentru piatra încăpățânată și calcar încăpățânat, dar și pentru rugină. Și am să vărs aici înăuntru. Așa. Uite așa. Am să las să acționeze, că eu mă mai duc să mai fac. Și ar trebui să le curăț, după o să le clătesc și să le folosesc, că nu-ți dea aruncat dacă sunt ruginite. Da, așa că le las aici așa pe robinet aici așa și mă întorc. Prietenii seară, eu mă pun să spăl rapid baia, pentru că am terminat în cameră la copii, am să vă arăt îndată cum am terminat și... Într-unul dintre video următoare o să o facem turul casei, pentru că cred că aproape am terminat. Dau un pic cu zic de bani în lux, nu trebuie să dau cu foarte, foarte mult, pentru că am mai făcut curat. Dar aici nu mai merg aminte că am dat cu bric WC la WC. Și este piatra asta, dacă vedeți. Și am să dau cu bric WC, pentru că vreau să o elimin. Ăsta-l folosesc eu, priul WC. Dau peste tot ca să nu sigură că am mâncat tot calcarul de pe dedesubt. Ăsta și igienizează. Este bun pentru piatră, pentru rugină, pentru chestii de genul ăsta. Dar este bun și pentru ca dezinfectant. Așa că, da, îl las un pic să acționeze. Eu, între timp, îmi șterg ghiuveta și cada. Și apoi revin cu voi, am să vă arăt după și cu ișoarele mele, care cred că se vede aproximativ că rugina s-a dus jos, dar vă arăt după, îi le clătesc după și vă arăt. Deci,
Da, chiar merită. Hai, ne vedem pentru voi ne vedem într-o secundă, pentru mine ne vedem probabil în 2 minute, aș zice. Am și ceva piatră aici. Cred că se vede oarecum aici. Aș putea să o rod cu mâna, dar am să dau tot cu domnul Bril. De ce? Rapid și după am să plătesc. Pentru că se ia cât. Așa. Și se va lua tot. Așa că e bun. Hai să vedem și aici am un pic de piatră. Nu, aici cred că am dat eu deja. Bun, hai, ne vedem în 2 secunde. Uite așa. Gata, așa arată, foarte curat și igienizat. Hai să vă arăt acum am curățit cuișoarele și am să pun un pic de apă aici, am să le clătesc. Apa o să curgă, cuișoarele o să rămână, pentru că cuișoarele sunt de fier și sunt grele. Cam așa. Sincer, nici n-am stat să trec la ele, doar ce le-am lăsat așa să stea singure, pentru că le-am lăsat așa, dar pentru că eu am avut treabă. Și s-au curățit, am mai rămas aici și am un pic de aia, dacă aș avea o perioadă și aș vrea să lua, dar nu m-am aici. Cuișoarele fără rugină și le-am curățit. Prieteni, v-am arătat înainte camera noastră, mai trebuie să pun chestia aia sub pat, dar eu nu pot să ridic patul. Baia e terminată aproximativ, Andy dă acum cu un pic de Swiffer și Andy să scutur și tapet. Fac să iei tapetul ăla să-l pui aici. Da? Tapetul la baie să-l pui aici, că pun eu altul după. Că e de spălat. Am să schimb acum și prosopul, că chiar am uitat să schimb. Și am zis că le schimbăm mai des. Și le las aici și... Opa, așa, am luat niște prosoape, nu știu dacă vi le-am arătat, dar le luasem de la Carrefour, marca Tex. Le-am luat simple albe, că m-am cam săturat de tot felul de culori, sincer. Și am să mai dau pe albe. Și calitatea părea ok. Da. Așa, hai să vă arăt camera la copii, aproximativ, nu vă fac turul așa mare, dar mai avem de refăcut câteva chestii, mai am de curățit aici, dar am să curăț cu Bril gris, că sunt niște urme, dar în rest am igienizat tot, am reașezat patul, le-am pus acolo sub pat o cutiuță din aia goală, acolo o să mai pun ceva jucării. Vă arăt after-ul, că e complet diferit. Aici este dulapul de teme al lui Ima și crafturi. Și chestii de genul. În general, chestii de școală și lucru manual. Am șters și oglinzile. Nu am mai pus să vă șterg, să vă arăt. Că, sincer, nu prea mai aveam chef, mă, ca să facă toată treabă. Dar s-a curățit, e incredibil de bine. Și pe afară am dat cu Bril Total. Înăuntru aici arată cam în felul următor. Mi-am pus aici pături, în alta prosoape... Fețe de pernă, cum pun eu, prosoape. Ne mai trebuie să mai luăm niște prosoape de corp. Cred că mâine când mergem la Ikea o să ne uităm. Și am pus eu în ordine așa cerșafurile care le avem. Trebuie să mai așteptăm și cerșafuri de saltea ale noastre. Și diferite chestii. Acolo copiii au jos dress up, niște păturici și costume de baie, că au destul de multe cele. Și le-am pus acolo toate.
Și aici au ăsta cu jucării. Și aici s-au aruncat diferite chestii care n-am ce face cu ele. Sau pungi de storage, sau baguri, chestii de genul. În fine, ca idee. Sunt foarte mândră că am rezolvat și pe aici, pe la geam. Am șters praf, am șters geamul până untru, până afară n-am putut șterg. Dar am decis în felul următor. Am pus geșile noastre aici sus. Toate. Și aici îi dulăperul lui Jaden, practic partea lui. O să luăm mâine umerașe mici colorate de la Ikea. Pentru că pantalonii și chestii de genul pijamale le punem în cutiuțe din astea jos, că aveam în casă. Dar tricouri, bluze, hanorace și așa mai departe, cămeși, am să le pun pe umerașe. Și asta e dulăperul lui. Acolo jos mai avem niște memory box și în fine. Ce nu-mi trebuia, l-am pus pe Adrian să le pun în pod. Aici sus niște haine de lui Andy. O să-și mai lase el câteva aici. Dar aici este dulapul lui Emma. Și dulapul lui Emma este în felul următor. Are, o să aibă și umeraș, să-și pună toate rochițele, tricouri, bluzițe. Și jos are diferite chestii. Aici am mai pus eu niște haine de lor care trebuie să le vină lor în viitor. Sau trebuie să mă uit prin ele în curând, dar n-am chef acum. Le-am băgat și ghiozdanelele înăuntru și am mai pus și cutia ei cu păpușele. Ca să nu mai stea așa aruncată. Și aici mai am eu câteva chestii, asta trebuie să ne mai tăm în ele, dar nu le las acolo. Nu sunt urgente, nu sunt nevoie. Aici mai au ei jucării și aici ai o chestie cu fesuri și chestii de genul. Da, așa că mă simt foarte, foarte împlinită. Am rezolvat foarte, foarte multe. Am rezolvat foarte multe și mă simt foarte împlinită pentru câte am făcut. Am să... Am să mai avem ceva de genul de făcut înainte de turul casei în, la parter, pentru că la bucătărie o să fie o muncă multă. Trebuie să spălăm mobla de la bucătărie, să reorganizăm chestiile, pentru că noi le-am scos inițial, le-am scos și le-am pus pe unde au încăput. Majoritatea le-am dat noi o logică, dar multe le-am pus pe unde au încăput, pentru că așa era mai comod pentru noi. Să nu le mai am în cutii, cel puțin. Și am șters eu un pic așa pentru dulapuri, dar n-am șters eu cum trebuia. Am să ne apucăm mâine, probabil, pe la bucătărie și un pic sâmbătă, dar poate sâmbătă și duminică aș vrea să ne odihnim. Cred că am făcut cam multe. Vedem, poate sâmbătă facem ceva fain, că chiar trebuie să ne relaxăm într-un fel. Dar sunt foarte mulțumită, așa că rămâneți pe aproape, o să urmeze încă un video cu tot așa organizare, curățenie, deep clean într-o casă nouă. Cu toate că mie este foarte murdară, adică casa v-am spus, mult, foarte mult praf, urme și chestii de genul. La bucătărie mai este, că e bucătărie, până la urmă urmei la bucătărie se mai depune grăsim și una alta, dar mai urmează și apoi o să vă arăt în turul casei, că între timp eu am mai bătut și cu un tablou, am început să încep să fac casa să arate ca a noastră, așa că da. Și sper sâmbătă să mergem undeva, poate vă filmăm și vouă, vedem unde pot ca să-mi fie ușor și mie. Oricum, mâine trebuie să mergem și pe la Ikea, așa cred că o să vă luăm și acolo un pic. Și cam așa, bun prieten, vă salut, vă îmbrățișez și vă îmbrățișez din partea lui Adrian și a copiilor și ne vedem în vlogul următor. Pa!